Vă salut, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe canalul meu. În acest videoclip vreau să vă arăt crescătoria mea. Cum v-am spus mai de mult, am avut în plan să despart crescătoria în două compartimente și acum am reușit să fac acest lucru și vreau să vă arăt ce am făcut. Deci, cam așa arată. Am făcut acolo un perete din plasă de metal, plasă de rapid, cum se spune la noi. Aici cu o ușă din lemn masiv. Și am separat puii de maturi. Maturii au rămas acolo, în acel compartiment mai micuț. Uite, aici se bat puiuții. Deci maturii au rămas acolo în compartimentul acela, iar puii sunt lăsați aici. Momentan în acest compartiment sunt 18 pui. În total am 22 de pui. Mai am 2 acolo jos în acel compartiment, care încă nu-i pot aduce aici pentru că nu mănâncă singuri. Aceștia deja se hrănesc singuri. Stați să mergem și în celălalt compartiment. Am aici închizătoarea, aici este ușa și cam acesta este al doilea compartiment, unde momentan sunt maturii, așa, și după ce vor începe zborurile și la anul, acesta va fi compartimentul femelelor de zbor, iar aici vor fi masculii de zbor. Deci în acest compartiment am 12 boxe. Poate pe viitor aici o să am matca, dar încă nu este sigur. Aici mi-a depus 2 ouă și încă nu știu ce să fac, să le las să iasă sau să le arunc după câteva zile de clocit. Poate o să mai las la fiecare câte un pui. Deci, așa arată acest compartiment. Am aici acești doi puiuți, care i-am pus pe podea și sunt foarte, foarte bine hrăniți. Acum nici nu le-am dat încă hrana. Acum o să o dau. Aici încă nu am o hrănitoare, trebuie să fac. Aici mai am doi puiuți în cuib, care încă nu se pot trece la podea. Aici două ouă. Și acum puii așteaptă mâncarea. O am aici pregătită pentru ei și pentru maturi. Așadar, înainte să vă arăt ce le-am dat în apă. Puiilor le-am pus astăzi în apă de la FanVit, un aminocomplex, vitamine și aminoacizi, care ajută foarte mult la creștere. Așa, aici puteți vedea ce conține. Deci acest produs l-am dat astăzi la pui și la maturi le-am administrat în apă, tot de la FanVit, vitamina A, D, 3 și E. Aici puteți vedea ce conține. Deci aceste două produse au fost administrate azi porumbeilor în apă. Iar aici am mâncarea să le o pun. Prima dată o să le pun aici în acest compartiment. Le o pun pe jos. Nu prea este ok, dar nu am ce să fac momentan până nu-mi fac o hrănitoare. Hai! Sunt puțin stresați de la mutare.
dar își vor reveni. Vedeți, puii deja ar veni să mănânce. Acum să le ducem și lor și să le punem mâncarea. Asta a rămas de aseară în hrănitor. Și acum să le punem iară. Așa. Capacul. Hai la mâncare, hai! Hai! Deci, cum puteți vedea, acești pui deja mănâncă toți singuri, fără probleme. Așa, mănâncă dimineață, ora 8 și 18 minute. Și seara le dau undeva la ora 6 mâncarea. Deci așa am făcut un program, dimineața la ora 8 și 15 de obicei le dau mâncarea. Seara la ora 6 ei se vor obișnui. Și după o să încep cu ei un program de antrenament. Dimineața vor fi eliberați undeva la ora 7:30. Vor zbura și vor ști că la 8 și un pic trebuie să primească mâncarea. Vor intra înăuntru și seara la fel. Vor fi eliberați undeva la ora 5:20-30. Și pe la 6 și un pic, ei vor ști că trebuie să intre înăuntru la mâncare, bineînțeles cu puțin ajutor din partea mea, cu un fluier, cu un semnal, că ei trebuie să intre înăuntru la mâncare. Deci, cum puteți vedea, toți puii care am aici, 18 pui, mănâncă singuri, se hrănesc, beau apă și undeva la peste 2 săptămâni vor fi eliberați și va fi început cu ei încet, încet, undeva la peste 1 lună, un program de antrenament și de hrănire bine stabilit. Vor primi și pe mâncare vitamine pentru a se dezvolta foarte bine. În apă, tot vitamine, multivitamine, aminoacizi, ca ei să se dezvolte foarte bine și să nu am probleme cu ei. Deci, cum puteți vedea, aici puii lângă adăpător sunt foarte bine hrăniți. Sunt hrăniți de toți părinții care au avut pui. Azi o să trebuiască să fac și aici o hrănitoare, pentru că nu prea este ok ca porumbeii să mănânce de jos, pentru că există foarte multe bacterii, ei umblă cu picioarele, se găinățează acolo și nu prea este ok să mănânce de acolo, dar momentan nu am ce să le fac. Azi o să încerc să le fac o hrănitoare. Și cam acesta este compartimentul pentru pui, de unde voi zbura pui în acest an. Am de gând să zbor undeva la 30-35 de pui. Momentan am 22. Deci să vedeți, acolo bea apă. Deci puii sunt foarte sănătoși momentan. Săptămâna asta, sâmbătă sau duminică, urmează să îi vaccinez cu Columbovac împotriva paramyxovirozei. Unii mai cer de la ceilalți mâncare, dar trebuie să se obișnuiască și ei să mănânce din hrănitoare.
Deci cam așa arată acest compartiment. Compartimentul unde sunt maturii are 2,5 m pe 1,75 m. Iar acest compartiment unde sunt puii, mă scuzați, are 2,5 m pe 3,25 m. Și cum v-am spus, anul viitor aici o să fie compartimentul masculilor și acolo vor fi femelele văduve, pentru că voi încerca să fac o văduvie, dar încă nu știu cum o să fac cu intrarea, ca femelele să intre acolo și masculii în acest compartiment, pentru că în spatele crescătoriei și aici în lateral nu mai este proprietatea noastră, este al vecinilor și nu am cum să fac lateral undeva o intrare, doar aici în față sau în partea aceasta, dar în partea aceasta avem garajul și tot nu este bine. Deci cumva o să rezolv eu pe atunci. Puii se strâng acolo lângă maturi, în speranța că vor primi ceva mâncare, dar nu prea au șanse. Ei trebuie să învețe că mâncarea este doar în hrănitoare și de acolo trebuie să mănânce. Văd că încet, încet deja învață acest semnal și când îl aud, cum ați putut vedea, aceștia s-au repezit la hrănitoare. Sper să îi pot învăța ca la fluier este mâncarea și când o să le dau drumul, când aud acest semnal, să mi se repeze înăuntru. Azi urmează să fac curățenie prin boxe, prin crescătorie și cam atât despre planuri. Curățenie, aici trebuie să fac o hrănitoare și cam atât. Și cam acesta a fost și videoclipul. Dacă v-a plăcut și vă place crescătoria mea, cum am făcut aceste două compartimente, vă rog frumos să-mi scrieți un comentariu cu părerea voastră sinceră. Și dacă puteți să mă ajutați cu sfaturi, cum și ce să fac, dacă sunteți columbofil de mai mult timp și puteți să-mi oferiți aceste sfaturi, le primesc cu brațele deschise. Mă scuzați, cred că m-a prins o răceală. Deci, și vă rog frumos să-mi scrieți și un comentariu cu părerea voastră despre puișori și despre ce credeți că o să reușesc să fac cu ei, dacă o să-i pot zbura cu succes. Așa. Și cam atât. Un like și abonați-vă dacă încă nu sunteți abonați. Eu am fost Alex și ne revedem la un următor videoclip. Salutare!